Lucreția Roșianu, în vârstă de 64 de ani, asistent medical la secția chirurgie, a fost diagnosticată cu coronavirus pe 23 noiembrie. Asistenta a ajuns la UPU Motru într-o stare generală alterată, deshidratată și cu o stare de rău permanent. A fost internată de urgență timp de 14 zile în spitalul Motru, unde spune că a beneficiat de un tratament adecvat. Asistenta spune că a fost vindecată de COVID, deși personalul spitalului este epuizat, fiind numeroși pacienți în stare gravă, internați în unitatea medicală. Asistenta spune că spitalul din Motru nu este unul de tratare a pacienților COVID, dar totuși susțin tratamentul pacienților.